bune? Tu vrei să te angajezi într-un job normal, așa, ca oamenii de rând? Doar temporar, orguri se atragă. Te mă cam plictisesc. Și am citit în ziarul local că caută la primărie, la bibliotecă pe cineva cât timp e plecată Claudia în concediu în Grecia. Uite aici, citește. Bibliotecar de vacanță. Angajăm persoană cu responsabilitate și experiență pentru lunile iulie și august. Bun? Și ce vrei de la mine? Să mă ajut să-mi actualizez CV-ul, ca să vadă cei de la primărie că sunt cea mai nimerită ca să păzesc vechiturile alea de cărți. De ce n-ai întrebat-o pe Carmen, că e profesoară și se pricepe la CV-uri? Am întrebat-o, dar a fost foarte reticentă. Adică? A ridicat o sprânceană și și-a țuguiat buzele, așa cum zic elevii de la sala de sport că face ea înainte ca să pună un 4 în catalog. Și pe urmă mi-a zis... Nu ești în stare să-ți scrii singură CV-ul? Păi orice elev de clasa a 10-a știe să-și facă CV-ul. Și tu, dita mai vedetă, cosmopolită, dai din colț în colț? Și atunci? Păi, atunci i-am zis să-mi facă cunoștință cu un elev adecvat din clasa 10-a, de preferabil cu ochi căprui și urechi uite așa mai princiare, care să mă ajute să-mi fac CV-ul. Și Carmen a aruncat cu eprubeta după mine și a spus să mă duc unde știi. De aia am venit la tine. Hai, te rog, că nu trebuie decât ajustat pe aici, pe acolo. Of, bine, hai să vedem. De când n-ai mai actualizat CV-ul? De la liceu. Că n-am mai avut nevoie de CV. Când a fost fotomodială, aplicam cu fotografii, pe urmă cu relații, pe urmă m-am măritat și... Da. Numele Chantal Shaw. Până aici e bine. Data nașterii? Aici nu scrie nimic. Păi nu scrie, pentru că asta este o informație cu caracter personal și cade sub incidența legii privind protecția datelor cu caracter personal. Locul nașterii, maternitate. Pe bune? Nu te uita așa, Olguța, că Miruna Gheorghiu s-a născut la magazinul Penny, fiindcă a fost pană de curent și nu s-au mai deschis ușile, așa că n-a putut urca în salvarea pe care a chemat-o soră sa și care aștepta în parcarea din fața magazinului. Și Ionel Cobzaru s-a născut pe jumătate în biserică, în timpul cununiei lui Măsa. Că până au venit pompierii să o ia, era deja ieșit capul afară și popa a zis, dacă vă decideți, asupra numelui putem să facem și botezul. Și pe Gina Popica a adus-o veterinarul în graște lume, pentru că a venit pentru vacă și fiindcă vițelul a ieșit din prima, a spus, dacă tot am venit aici și vi s-a rupt apa, așa că nu e firesc să te naști la maternitate. Bine fie! Studii, școala vieții. Pe cum? Așa se citește. De parcă ai fi mușcat dintr-o lămâie sărată. E vorba de școala vieții, adică experiență. Adică picată la bac. Ei, acum și tu. Mi-a dat umorul la creangă. Ei, și? Tu n-ai citit amintiri din copilărie? Da, da, am citit. Dar n-am râs niciodată. Creangă nu era de râs. Ei, dacă m-ar fi întrebat de Mr. Bean, era altceva. Numai că ei m-au descusut despre creangă. Profesia? Vedetă. Și cu ce se ocupă, mă rog, o vedetă? Păi, eu știu, se piaptănă, își face unghiile, mănâncă mere, vedetizează. Cam subțire CV-ul tău. Tocmai de aceea, Olguța, n-ar fi bine să adaug CV-ului meu și niște fotografii incendiare? Că când o să vadă elevii cum arată noua bibliotecară, o să facă coadă la ușa mea, pretinzând că vor să citească doar ca să facă un selfie cu mine. Ce faci, Olguța? Caut o eprubetă să dau după tine.